Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. Și bine v-am găsit la prima ediție din această săptămână a emisiunii Sub Lupă. Începem în forță cu știri din domeniul tehnologiei și al muncii, alături de invitatul meu, Daniel Dinu, care este CEO Agenție de Cercetare și Inovație. Bună seara, bine ai venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Cu drag! Trecem la primul subiect al serii, care sună așa. Un gigant auto japonez creează la poalele muntelui Fuji orașul viitorului. Compania va transforma o zonă de la poalele muntelui Fuji într-un prototip pentru orașul viitorului, unde va testa numeroase tehnologii precum vehiculele autonome, tehnologia de smart home sau roboți. Orașul va fi proiectat de arhitectul danez Bjarke Ingels și va adăposti aproximativ 2000 de oameni angajați și familiile lor. Interesant este faptul că principala sursă de energie a orașului va fi hidrogenul, o tehnologie testată de ceva timp pentru mașinile electrice. Conform CEO-ului companiei, Akio Toyoda, orașul va fi inaugurat sfârșitul lui 2021. Numele vine de la cele trei tipuri de străzi care vor fi implementate în oraș. Una pentru vehicule rapide, una pentru modalitățile de transport urban precum biciclete și trotinete electrice, dar și pentru pietoni și cea de-a treia, exclusiv pentru pietoni, care va avea aspectul unui parc în mijlocul orașului. Aceste trei tipuri de străzi se unesc pentru a forma un sistem organic care va ajuta la accelerarea testării diferitelor tehnologii, menționează reprezentanții companiei. Suntem cu un pas în viitor? Cam așa. Este foarte interesant proiectul pe care îl propun acești constructori. Cred că este foarte important să vedem impactul pe care l-ar avea un astfel de proiect, atât din perspectiva în care ar fi un oraș în sine, în care ar exista, ar trăi toți cetățenii, familiile, familiile angajați ai companiei, dar pe cealaltă parte e posibil să fie și un start sau un trend în ceea ce privește alte companii de tehnologie care să preia modelul și să-și creeze propriile lor orașe. Așa cum ne-ai prezentat și tu, acest oraș va avea pe lângă angajații companiei și familiile acestora. Ce înseamnă? Înseamnă că o să existe un întreg ecosistem. Acest ecosistem o să conțină atât școli, cât și spitale, cât și magazine. Practic va fi un uriaș laborator în care se vor testa tot felul de tehnologii, pe lângă tehnologii și comportamente umane. Care aici cred că este foarte important să identificăm dacă, într-un fel sau altul, ne-ar putea afecta și într-un mod negativ. Deci e un fel de laborator acest oraș până cam, una, cam așa ne este prezentat. Că este prezentat într-o formă frumoasă și într-o formă în care tehnologiile vor putea fi testate într-un mediu real, da, e posibil și foarte sigur ne vor ajuta. Dar pe partea cealaltă este posibil să existe, așa cum am zis și mai devreme, situația în care alte companii să preia acest model. Și aici m-aș opri asupra unui aspect. Ce ar însemna acest lucru pentru cetățenii unui astfel de oraș în care, practic, e o proprietate privată, practic, tot ce înseamnă sistem social este asigurat de companie și atunci tot ce înseamnă partea de instituții ale statului, administrative și ale statului, nu și-ar mai avea locul. Practic, o să fie un sysadmin, ca să zic așa, care va juca rolul de primar. Atunci, într-o situație de genul ăsta, ar fi bun sau ar fi mai puțin bun pentru cetățean? De asta să zic, cred că trebuie privită problema atât din perspectiva dezvoltării tehnologice, cât și din perspectiva unor posibile răsturnări de paradigmă în ceea ce privește orașul. În momentul de față există la nivel european și internațional o competiție între orașe și există conceptele acestea de oraș-stat în care se atrag foarte multe start-up-uri și se creează un ecosistem
prin care să aducă talente acolo. Li se pun la dispoziție tot felul de hub-uri, tot felul de finanțări, tocmai ca să aducă un întreg ecosistem de tehnologie în orașe. Pe baza acestui ecosistem să poată dezvolta orașul și... atât la nivel de tehnologie, cât și la nivel de business-uri. Astfel încât tot ce înseamnă dezvoltare și valoarea adăugată creată în oraș să crească orașul. Da, și practic este o competiție între orașe, dar orașele sunt publice. Și sunt preexistente, ca să spunem preexistente. Așa, adică totul intră pe un sistem deja mapat. Corect și deja cunoscut. Ce ar însemna acest lucru? Un oraș privat, al unei companii private, în care ar intra în competiție cu orașe cum este și Bucureștiul. Adică ar aduce beneficii cetățeanului sau nu? Sau ar aduce beneficii angajatului sau nu? Sau companiei. Sau companiei. Și atunci, de asta cred că trebuie să privim ca un ecosistem, un astfel de tip de oraș, în care atât creșele, cât și școlile, cât și spitalele vor fi finanțate de companie și, într-un fel sau altul, rolul unei primării sau rolul unei administrații publice nu și-ar mai avea locul într-un astfel de oraș. Rămâne de văzut. Deci, cumva, administrația care în prezent este independentă și echidistanță față de cetățeni, fiind jucată de către companie, automat va fi, hai să spunem, interesată ca cetățenii să lucreze sau pentru angajații. Companie sau angajații. Da, bine, cetățeni, mă refer acum la ceilalți, la familiile lor sau poate la, nu știu, prieteni care vin în vizită, evident, va fi probabil oraș fiind deschis. Și atunci interesul lor va fi cumva să-și crească noile generații de angajați în spiritul companiei. Da, da, deci practic asta mă gândesc și eu, că pe lângă testarea unor noi tehnologii va fi posibilă asigurarea unui cadru social și de dezvoltare încă de la început. De la, haideți să ne gândim, o familie cu un copil sau doi copii care ar crește într-un astfel de oraș, cărora le-ar pune la dispoziție compania atât educația de care va avea nevoie compania, cât și parte de sănătate și tot ce înseamnă alte asigurări, alte tipuri de asigurări sociale, inclusiv la bătrânețe. Atunci n-ar mai fi o problemă ca o pensie să fie plătită de un sistem public, ci va fi preluată tot de companie, tot privat. Tot. Aici cred că e important de menționat faptul că vorbim despre Japonia. În Japonia există o altă etică a muncii și este obișnuită fidelitatea angajatului față de companie. Probabil acesta este și unul din motive pentru care s-a hotărât investiția pe teritoriul Japoniei. Este adevărat și etica sau filozofia față de muncă e total diferită față de ceea ce, cu ce suntem noi obișnuiți în Europa, dar din nou, cred că trebuie să fim foarte atenți. Dacă un astfel de model nu ar fi luat ca un trend, într-un fel sau altul, și de celelalte companii, ca să-și asigure următoarele generații de angajați care vor crește într-o anumită structură, într-o anumită, model social. Într-un model social, pe nevoia și pe... ca să zic așa, modelarea companiei, cea care este și beneficiarul, într-un fel sau altul, a angajaților sau a cetățenilor. Absolut, și evident că un astfel de proiect nu se face fără niște studii extrem de amănunțite și extrem de bine documentate și probabil și economic și psihologic și din toate punctele de vedere. Corect, corect. Doar că cred că trebuie totuși studiat și ce ar însemna la nivel de impact față de politici publice. Dacă corect. Procesul democratic de vot ar fi într-un fel sau altul influențat dacă ar avea rost într-un astfel de oraș sau nu. Cert este că asistăm la ceva cu totul nou, cu care nu suntem obișnuiți, deci ca atare datele din trecut probabil că nu ne ajută prea mult în această situație. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dar iată că viitorul sună fascinant. Până la alta este foarte interesant. Rămânem în zona de muncă, în zona forței de muncă, cu următorul subiect. Țara care ar putea introduce ziua de lucru de 6 ore și săptămâna de lucru de 4 zile. Noul prim-ministru al Finlandei, Sanna Marin,
în vârstă de 34 de ani, a solicitat introducerea unui program de lucru flexibil în țară cu 4 zile lucrătoare pe săptămână, în care angajații vor petrece 6 ore la locul de muncă. Sanna Marin este, la 34 de ani, al doilea cel mai tânăr șef de guvern din lume. Aceasta, la rândul ei părinte, a declarat că scopul modificărilor este de a permite angajaților să petreacă mai mult timp cu familia. Propunerea a fost primită cu entuziasm de ministrul educației Lee Anderson, liderul Alianței de Stânga. Este important să le permiți cetățenilor finlandezi să lucreze mai puțin. Nu este vorba de a guverna într-un stil feminin, ci de a oferi ajutor și de a ține promisiunile făcute alegătorilor. În Suedia, țara vecină în care a fost introdusă în 2015 ziua de lucru de 6 ore, rezultatele au arătat că angajații erau mai fericiți și mai productivi. Foarte interesantă și această știre. Și pe lângă Suedia, a fost tot în Japonia, la sfârșitul anului trecut, o mare companie din domeniul IT, aceeași, chiar am vorbit, experimentat, da, chiar am avut o dezbatere pe tema asta. Cred că este, din nou, aici vorbim de filozofia muncii. După cum știm, modelul finlandez, în ceea ce privește modelul de educație, este unul dintre cele mai performante din lume. Din nou, ar trebui să luăm în considerare și productivitatea. Ce înseamnă productivitatea? Că, practic, dintr-un număr de 40 de ore, prin scăderea unei zile și a două ore din fiecare zi, deci am ajunge undeva la 4 zile pe săptămână cu 6 ore pe... Asta ar însemna o scădere cu undeva la 40%. În contextul în care salariile ar rămâne la fel. La același nivel, la același, da. Cel puțin la același nivel. Deci aici am discutat de productivitate. Productivitatea să fie crescută la un nivel salarial pe care putem să-l calculăm inclusiv la nivel orar, care Suedia nu stă nici cel mai bine din Europa, dar nici cel mai rău, să spunem așa. E undeva în medie, undeva la 30 și ceva de euro per oră. Având în vedere că Norvegia, care nu face parte din Uniune, dar este luată în considerare în calculele de la Eurostat, are cel mai mare salariu, 50 de euro per oră. Per ora de lucru. Per ora de lucru. Asta ar însemna că ar depăși Norvegia în ceea ce privește costul unei ore de lucru. Acum, din ce înseamnă productivitate, din nou, este o discuție pe care poate dacă am trăit acolo ar fi puțin diferită. Cât timp trăim în România cu un salariu mediu de 8,6 euro pe oră, să mai și scădem o zi din săptămână, să mai scădem și încă două ore din program, atunci nu știu dacă ar fi chiar un model de urmat la noi în țară. Mi se pare o inițiativă foarte bună, dar în anumite condiții, da. Și într-un cadru, adică într-o societate cum e Finlanda sau cum sunt țările nordice, da. Evident că ar fi un avantaj, pentru că și-ar lăsa într-un fel sau altul, compania ar avea grijă ca angajații lor să fie mai fericiți, să aibă mai mult timp pentru familii, mai mult timp. Ceea ce s-ar traduce oricum într-o stare de spirit mai bună la locul de birou și așa mai departe. Chiar îmi povestea acum mult, mult timp că în Statele Unite, deci vorbim de când eram eu la 20 de ani, încă de pe atunci se făceau sondaje apropo de starea de relație dintre soți, dacă este totul ok, dacă sunt probleme în familie, acasă, tocmai pentru a asigura sau a se asigura compania că angajatul are un tonus bun, să-i spunem. Dar acum știu că s-au mai făcut studii apropo de productivitate, că tot am vorbit despre productivitate, și s-a arătat de fapt că din cele 40 de ore, vreo 8 ore pe săptămână este timp productiv propriu-zis. Da. Restul fiind componenta socială pe care o avem cu toții la muncă, asta ar însemna totuși că o țară din Uniune ar propune un program diferit față de celelalte țări și într-un fel sau altul ar trebui totuși să se omogenizeze. Adică nu putem discuta la nivel european, vineri nu se lucrează în Finlanda, deci nu putem să dăm mail-uri, nu putem să primim mail-uri. Avem 4 ore de muncă pe săptămână și 3 ore de weekend. Da.
Bine, pe de altă parte, cine a lucrat în corporație știe că există diferența de fusorar sau diverse sărbători specifice unor țări și automat ai anumite zile sau anumite perioade în care degeaba dai mail-uri, că tot trebuie să aștepți. Rămânem tot în această zonă cu ultima știre a serii. Pentru angajații publici din Elveția, călătoria până la birou devine parte a programului de lucru. Elveția are încredere deplină în navetiștii săi, motiv pentru care a decis să-i autorizeze să includă în programul orelor de lucru și timpul călătoriei de acasă până la birou, cu condiția ca angajații navetiști să folosească trenul sau alte forme de transport în comun. Măsura a intrat în vigoare la începutul lunii ianuarie. În zilele noastre, flexibilitatea formelor de muncă a devenit o necesitate, a explicat Anand Jagtab, șeful resurselor umane al birourilor publice elvețiene, adăugând însă că fiecare șef de birou va decide dacă se autorizeze sau nu pe proprii angajați, care în Elveția sunt 38.000, să contabilizeze timpul petrecut în tren. În tren. Tot se încadrează cumva în același trend, în esență, de a reduce programul. Această știre a avut și o componentă la un moment dat în care ministrul muncii sau ceva de genul ăsta a fost fotografiat în tren în timp ce muncea pentru că se ducea la o conferință. Asta a fost și argumentul din spatele unei astfel de decizii, care a fost deja implementată. Da, în ianuarie spune știrea. Având în vedere că se specifică că clar ca angajatul să meargă cu un mijloc de transport. Tocmai ca atunci să poată să tasteze un e-mail, să scoată laptopul să lucreze, să fie în beneficiu companiei sau al statului, în cazul de față. Ce cred că e, din nou, important, contextul și locul unde se aplică această măsură. Pentru că dacă am vorbit de București, în care s-ar putea să facem undeva la o oră jumate până la muncă, practic o oră jumate dus, o oră jumate întors, ar însemna undeva la 3 ore. Din cele 8 ore, am ajunge undeva la 5 ore de muncă, da, propriu-zisă. Nu știu, din nou, dacă s-ar aplica pentru România, dar este un lucru interesant și se fac pași rapizi către o flexibilitate a locurilor de muncă. Sau chiar lucratul de acasă, care a devenit din ce în ce mai... Și la noi a fost introdusă în lege sintagma prin care se poate ca un lucrător să lucreze remote sau să nu lucreze la birou propriu-zis, care înainte nu exista o astfel de opțiune. Practic, ne îndreptăm către o flexibilitatea muncii, în care putem munci oricând, oriunde și nu o să mai fim independenți neapărat de un spațiu, de un birou sau de un anumit context. Cum vedem aici, în tren. Deci oamenii lucrează în tren. Bine, în București ar fi un pic cam complicat pentru că timpul acela, o oră și jumătate, de obicei îl faci în mașină. Corect. Nu prea îl faci în tren, în RATB nu prea poți să stai să lucrezi. Deci trebuie cumva și infrastructura să susțină aceste măsuri. Și aici ne-am întoarce încă o dată la o discuție legată de Smart City. Acolo unde foarte multe aplicații sunt în zona de transport, în zona de Smart Mobility, în care cred că e singura aplicație pe care, în afară de partea de calitatea aerului din București, dacă ai văzut în RATB, unde ți afișează în cât timp vei ajunge în următoarea stație. Dar contează foarte mult de trafic, care de cele mai multe ori nu este previzibil sau nu există predictibilitatea din partea softului care procesează datele. Deci la noi, cel puțin, până se rezolvă aceste variabile, cred rămâne că ar fi o măsură interesantă. Dar foarte greu, dar de implementat. Greu de implementat, da. Sau poate se aplice navetișilor care sunt în afara Bucureștiului, să spunem, sau al orașului în care lucrează, într-o primă măsură, pentru că la noi, totuși, partea de trenuri s-a dezvoltat, avem acces la net și putem să lucrăm și... Sunt și trenuri care oferă Wi-Fi în interior. Absolut, absolut. Deci și noi creștem încet cu încet. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru discuția în această seară, care a fost foarte interesantă. Eu sunt Dan Truția și vă las în continuare pe A7 TV alături de Alina Iliu Mureșan cu emisiunea ei Alături de Tine. Iar noi ne vedem mâine seară la o nouă ediție a emisiunii Sub Lupă. La revedere, o seară frumoasă!
Acest program este oferit de Maurer Imobiliare.